doresc foarte mult să îmbunătățesc jocul de la zi la zi, să cresc atât ca jucătoare, dar și ca persoană. Desigur, îmi doresc să obținem un loc cât mai bun la finalul acestui sezon cu echipa și cel mai mult îmi doresc să ne calificăm la Olimpiadă alături de echipa națională. Eu consider că sunt înconjurată de femei foarte puternice, atât la echipa de club, cât și la echipa națională și am trăit niște momente extraordinare. Probabil că noi, fetele, ne dorim mai mult decât băieții în momentul acesta, dacă vorbim despre handbal, iar publicul a fost mereu alături de noi și pentru asta sunt foarte recunoscătoare că joc handbal într-o țară în care aproape toată lumea iubește acest sport. Care ai spune că a fost momentul tău magic de până acum? Greu de ales. O să aleg două. Medalia de bronz pe care am obținut-o în 2015 în Danemarca, dar și calificarea din 2016 la Olimpiadă. Pe atunci eram destul de tânără și nu am apreciat la momentul respectiv ceea ce mi se întâmpla. Iar acum, 4 ani mai târziu, 5 chiar, aș da orice să mai trăiesc încă o dată sentimentele acelea. Îmi place să mă uit la mai toate sporturile și să găsesc câte un model sau să iau câte ceva de la fiecare, însă chiar și colegele mele mă inspiră. Am avut colege mai tinere care își doreau foarte mult și de la care am învățat. Încerc să învăț câte ceva de la fiecare om care trece prin viața mea. Consider că este ceva bun în fiecare dintre noi. Dacă ar fi să transmiți un mesaj fetelor, femeilor care se apucă de sport sau care fac deja sport, care ar fi acesta? Să aibă încredere în ele, pentru că în noi există o putere imensă pe care o putem accesa atunci când iubim și ne dorim să facem performanță. Care e pentru tine magia sau plăcerea handbalului? De unde vine? Îmi place să vin în fiecare zi la sală și să fiu mai bună decât am fost ieri. Îmi place faptul că mă pune la încercare în fiecare săptămână cu fiecare meci și că îmi dă o a doua șansă ca după un meci mai puțin reușit să revin și să joc bine.